Ministrul Finanțelor Florin Câțu dă asigurări că nu vor fi introduse noi taxe nici anul acesta, nici anul viitor, iar cele existente nu vor crește. Șeful finanțelor spune chiar că vor fi eliminate unele taxe și se va introduce factura electronică. Câțu reafirmă că o creștere a taxelor ar face rău în această perioadă. Partidul Național Liberal nu introduce taxe. Nu va introduce taxe nici anul următor. Orice ar spune și tot ce spune propaganda asta plătită a socialiștilor despre noi, nu introducem taxe, din contră. Florin Câțu a reafirmat faptul că taxele trebuie păstrate mici, astfel încât să le poată plăti toată lumea. Este foarte important, nu introducem taxe, noi nu le creștem pe cele pe care le avem, din contră noi suntem adepții eliminării taxelor, un sistem de impozitare cu taxe mici, puține și pe care să le plătească toată lumea. Spre deosebire de celelalte guverne, acest executiv, spune ministrul finanțelor, are un program bazat pe investiții, nu pe suprataxare. Programul nostru de guvernare nu este un program de guvernare pe dezvoltare, pe investiții, nu pe creștere de taxe punitive.